Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Speră cineva să-și ia buletin nou, mic? Eu, eu. Și mă să-l primesc pe la ultimul, ăla să fie cu chip. Aveți o grămadă de speranță. L-am refăcut pe ăsta marele, da? În martie, uh-huh. În ultima săptămână. Mie mi-a zis de la... În ultima săptămână ce? De la evidența populației, doamna mi-a zis când am fost să-i fac lui fiul meu, da, buletin. Zice, vă că vă expiră și dumneavoastră. Așa l-ai făcut anul ăsta în martie. Da, mie mi-a expirat în martie anul ăsta. Da. Acțiunea cu fiul meu se petrecea anul trecut în august. Și doamna de la evidență mi-a zis, vă că vă expiră în martie. Zice, haideți să-l faceți, puteți să-l faceți și cu 6 luni înainte. Zic, eu l-aștept pe la micu. Aha, și arăt de tine? Zice, lăsa. Zic, dar nu, zic, eu chiar îl aștept, că zic, pormă, dacă îmi fac de ăsta, mi-e greu să mă mai urmă. Și am stat până în ultima săptămână din martie, sperând să apară la micu, n-a apărut. Mai țineți minte că exact aceeași discuție și aceleași speranțe le aveam și eu în urmă cu un an? Da. Când mi-a inspirat și tot așa m-am dus în ultimul moment, tot regretând că o să iau din nou paleașca asta urâtă. Și toată lumea o să aibă buletine noi cu chip, de-astea mici, elegante, frumoase, așa. Nu știu și... de ce le mai facem la poliție, jur. Alea sunt niște, plastice, opa, peste 2 ani, cred. A, s-ar putea peste ca tu să, și tu să regreți. Băi... S-au schimbat de alea hologramă direct. Da, pe naiba. Ultimul model. Da. Deci de vreo 4 ani tot pare iminentă, da, înlocuirea buletinelor. În 2021 au fost emise primele în Cluj. A fost acolo un proiect pilot, s-au emis niște buletine de-astea. Cum s-or simți oamenii? Exact asta mă gândeam. Primele și singurele sau da. Da, sunt suspecți. Sunt câțiva și... indivizi care au niște buletine de-astea mici, sunt total pe dos. Exact. Restul populației. Adevărul că dacă vin cu ele, imaginează-ți că te duci undeva în... Te oprește poliția undeva, da, într-o zonă uitată de lume și scoți un buletin de la te arestează pe loc. Dacă mă, de aici. Asta are buletin fals și n-a înțeles dimensiunile. Păi noi în România avem palete de ping-pong. Și după proiectul ăla pilot care a mers, statul român s-a apucat serios de treabă și s-a blocat toată chestia, că așa se întâmplă. Și ca de obicei, guvernul a ajuns în ceasul al 12-lea. Adică dacă buletinele noi nu încep să fie eliberate chiar de anul acesta, în ritm susținut, România va pierde banii europeni care au fost alocați pentru asta. 150 de milioane de euro. Înainte erau 200 de milioane de euro, dar pentru că România n-a respectat niște termene, s-au mai redus. Le facem mai mici. Da. Mai puțin bani, 150 de milioane. Inițial, primele milioane vor fi distribuite gratuit, după care va trebui să plătești 12 euro și jumătate de buletin. O să fie o taxă, ca să ți-l dea pe la nou, știi? Uh-huh. Dar la început o să fie gratuite și banii europeni sunt, cum să spun, adică e vechea poveste. Mă, românilor, vă dăm bani gratis ca să vă faceți și voi buletine. Să veniți la zi, bă, să vă modernizați, să... Da. Dar nu știm noi cu de-astea, nu știm cum să facem, nu știm. Mă, vă dăm bani, să vă dăm, uite, are în toată Europa, numai noi, bulgarii, românii și cred că și portughezii mai au paleașcă sau de-astea care nu sunt securizate. Dar cărticicul mai avea cineva? Cărticică, aveam noi, da, înainte. Corect. Buletin, buletin, că de fapt asta e carte de identitate. Corect. Da. Bun. Altfel, noile buletine o să aibă o serie de informații unice incluse pe acest chip integrat. Cu ele o să putem trece granița, că o să fie nevoie mult timp de pașaport sau de buletin cu chip ca să treci granița, că în Schengen... Și cu ăsta putem să trecem granița. Da, dar știi că, ăștia de la poliție primesc zilnic sau lunar găleți întregi de paleși de-astea falsificate, că sunt practic... Păi le faci în mall unde îți faci cană cu... cu iubii, poți să-ți faci și buletin. Exact. Îți faci câte vrei, vă aduc mâine. Da, și asta e, că și la Ministerul de Interne e și așa, o stare de rușine față de buletinele astea. Oamenii ar vrea, toți am vrea, în afară de unii care sunt duși cu 666. Bă, dar rușinea aia în aeroport când vă trece buletinul ăsta de acum plastic. Buletin nu mai e nevoie. În aeroport nu mai e nevoie. Dar la granița terestră e nevoie și o să fie nevoie multă vreme, că în Austria a câștigat partidul sau câștigă partidul ăla, a câștigat alegerile partidul ăla super extremist. La Londra? Da. Îți face asta, spune eu, ea încearcă. Ce? Te duci și îți dă... Păi nu mai e, dacă te duci la Londra, îți cere... Pașaport. Ah, da, ok. Păi dar gata. Momentul ăla când îți trecea plasticul ăla prin, în aeroport, prin toate calculatoarele alea... Să vadă... Băi, serios, mi-era o rușine pentru că trăgea odată, și... nu se întâmpla nimic. Logică, plasticul nu interacționează cu niciun chip. Da. O veste cutremurătoare de ultim moment. Experimentul Cluj continuă. La Cluj încă se fac. De-astea? Deci manevră să aibă numai clujeni. Băi, stai mă puțin. Hai să ne facem, uite. Să ne facem buletin de Cluj. Fica mea l-a făcut săptămâna trecută. Taxa e 67 de lei, se cheamă carte de identitate electronică. Extraordinar. Ce-o fi mă cu noi?
Da. Noile buletine ar urma să înlocuiască vechile carduri de sănătate. Adică sunt buletinele astea, nu ar trebui să... All in one. Da, cardurile alea de sănătate, altă dudă dată de statul român. Aveți card de sănătate? Am. Știi că nu se funcționează mai tipăresc acum. Ionela are cardul de sănătate pe numele de fată. Că și nu se mai tipăresc? Nu se mai tipăresc, pa, la revedere. Și cum faci? Au rămas alea. Păi și dacă sunt... ești, crești, na. Nu mai nene, sunt alea până când vin buletinele astea noi și pot să fie folosite drept și drept card de sănătate. A, aglomerează chipul ăla ca lumea, bagă multe pe ele. Da, o să fie mai gras. Cu buletinele acestea super securizate și super individualizate vom putea semna electronic, semnătură electronică, o să avem tot semnătură electronică. De ce nu reușește statul român să organizeze tipărirea și distribuirea acestor noi documente de identitate? Sunt cauze obiective și cauze subiective. Obiectiv este, de pildă, că proiectul a fost afectat de criza mondială de microchipuri, care a fost declanșat odată cu pandemia. S-a întârziat foarte multe luni din pricina asta. Știți că nu era... Deci nici mașină nu puteai să-ți cumperi nouă, dar emite buletin cu microchip. Pandemia, începem să uităm când a început și când s-a terminat deja. Aia a fost întârzierea de atunci. Asta e, un an s-a întârziat. Subiectiv este faptul că licitațiile pentru achiziționarea diferitelor componente din noile buletine, că trebuie chip, trebuie plastic, trebuie nu știu, plastic cu antenă, trei tipărite, toate astea se licitează. Astea au fost organizate cu întârziere, iar cele finalizate au fost evident contestate, așa cum se întâmplă de regulă. Pe de altă parte, unele dintre firmele participante la astfel de licitații, și nu doar la licitația pentru buletine, în general, când licitez pentru statul român, vin cu prețuri foarte mici ca să obțină un avantaj, să obțină punctele alea ca să fie declarate câștigătoare. Și după ce sunt declarate câștigătoare, solicit o renegociere a contractului. Pe motiv că, păi de când ați declanșat procedura, de când nu știu ce, așa și pe dincolo, și am fost declarat câștigător, s-au mărit prețurile. Că a fost inflație și oricum nu mai sunt prețurile alea, așa să renegociem. Deci aici cred că este o problemă, nici firmele alea nu sunt corecte, dar și statul român a trebuit să facă totuși un sistem, niște reguli, ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple atât de ușor. În fine, iată, interesant, un expert citat de publicația Panorama, care face o investigație pe subiect, observă că proiectul acesta este încetinit sau blocat de-a binelea și din cauza unor anumite gelozii sau interese ale diverselor instituții și companii care au interese în domeniu. Că n-o să crezi, dar în țara asta se poate câștiga și perțui și menui dintr-o grămadă de locuri și sunt mai multe proiecte care ar trebui să conferă o anumită identitate digitală românilor, cetățenilor români, și fiecare trage pe partea lui. Iată ce susține acest expert. Citez. Există atacuri și din zona guvernamentală împotriva cărții de identitate. E un front comun de luptă și nu mă refer la persoanele religioase. Aia e o altă problemă. Altă discuție. Da. Expertul acesta se referă și la interesul celor care emit acum așa numitele certificate de semnătură digitală, pentru care trebuie să dai bani. Pentru că în timp ce trăim într-o lume digitalizată în care semnătura digitală ar trebui să fie, cum e și planul, să avem cu toții semnătură digitală astfel încât să putem interacționa cu autoritățile, cu oricine ne cere să ne precizăm identitatea instant, în online, să putem să facem asta instant, în România se cer bani pentru așa ceva pe abonamente anuale și costă destul de mult. Drept pentru care semnătura digitală în România este nu e chiar atât de larg răspândită. Au niște firme oricui, care n-au încotro, au firmele de contabilitate, dar noi, cetățenii obișnuiți, n-avem, și dacă ne cere statul sau vreo autoritate ne cere vreo semnătură, trebuie să ne ducem acolo, să semnăm, să punem degetul, știi? Da. E, asta este un business. Acolo se fac niște bănuți și ăia care fac bănuții ăia nu sunt deloc încântați că statul să înceapă să distribuie semnături digitale pentru pentru toți cetățenii. Și la această problemă, susține expertul citat de Panorama, se adaugă marginal și frica sau incompetența unor funcționari implicați în acest proiect. Adică, dar de ce să se schimbe? Că noi nu știm ce va trebui să facem, mai bine rămânem noi cu paleașca, și ce păcat că nu mai sunt cărticelele alea, erau buletine, tată. Nu mai bine ne mutăm la Cluj? Băi, stai așa că nu e așa. Cum? Vezi că ăștia de la Cluj, săraci, au început să ne scrie oamenii. Sunt probleme mari de tot. Că nu ăștia de la Cluj, domnii și doamnele și domnișoarele de la Cluj, te rog. Cei de la Cluj, care au probleme cu cărțile astea noi de identitate, semnalează următoarea. Zice așa, aplicația pe care o au cei din MAI nu recunoaște acest nou tip de carte de identitate.
În primul rând, numărul cărții de identitate este format acum din 7 cifre și sunt probleme la înrolarea pe site-urile unde câmpul este de numai 6. Ceea ce este, da, evident. Deci se și încurcă buletinul ăsta, nu? Există, da. Și este în acest proiect, vine și pregătirea Ministerului de Interne de a folosi și a recunoaște aceste buletine. Deci oamenii sunt acolo cobai clujenii, așa că poate nu ne mai facem chiar acum cetățenie de Cluj. Poate mai încolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.